parfumat ești. Aprinde. Da, să aprind și eu alte. Haideți, doamna Ioana. Haideți. Doamna Mari. Haideți că avem 100 de ediții. Fără de ziua lui Marian, Casa Mireasa a sărbătorit împlinirea 100 de ediții, care ne fac cinste și ne bucură totodată. Și pe noi, dar mai ales pe concurenți. La joc, la ela, la ela, aveți noroc, la 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 ela. Gata, s-a dus. Petrecere mai mare nici că se putea. Iar distracția a continuat și alături de Valentin, un mai vechi concurent căruia i s-a cam simțit lipsa. Începem concertul. Asta e Blaze cu pianul. Cred că eu pe chitară n-am gust. Hey! Poți să-mi iei tot cea mai scump pe lume. Poți să-mi iei zilele, nopțile sau anii de vrei. Să mă lași singur într-un loc anum, de unde să nu pot vreodată. Fiindcă atunci am să mor de dorul tău și zilele vor fi din nou. Așa cum cântă, mai fost, cântă, cântă. De dorul tău. Auzi din urechi acum, dacă îți mai aici, dacă vine sunetul aici. Nu așa. Da, mă, uite, zi ceva. Poți să-mi iei doi. Auzi? Să audem mai clar. Cine așa te ajută asta? Hai, băie, Sorin Chilian, 10! 10! Hai! Pentru toate domnițele logodite sau care abia așteaptă să fie logodite din seara asta. Stai că mi-arăt ceva. Asta mă, arată-ți acolo, liniștită. Oricum nimeni n-a intrat acolo. M-a atins cu privirea și-am simțit că ai zis. Pentru că inima mea bate cu de mână zburăm împreună la stele. Când inima mea e a ta și inima ta e a mea. And the final. Hai să fii sincer, că Casa Mireasa în origine despre asta e vorba. Despre cei care... Elor care cred că în lumea asta cu iubire va scăpa. Celor care cred că dragostea va mai schimba. Le vom cânta. Le vom cânta. Și le vom spune așa. Mai tare un pic, negativul. Hai. N-o să uiți, ce dragostea asta singur într-o zi de vară o vei afla. Chiar e vară. Vom cânta. Le vom cânta. Casa Mireasa, haideți! Haideți, Casa Mireasa! Le vom spune așa.
Mai târziu era momentul ca Marian să se bucure și el de ziua lui, căci a primit o surpriză din partea familiei și a susținătorilor. Dar n-am cunoscut-o la început. O artistă foarte cunoscută. În toată țara. Da, a fost karaoke party? A fost frumos. Karaoke, a fost de toate, da, toate, da. Aha. Da, cred că nu erați obișnuiți ca așa o petrecere spontană în mijlocul săptămânii. Tu de ce te-ai culcat la două? Alin. Că dimineața am avut date. Ai avut date cu ce? Cu Cosmina. Cosmina. Și ai vrut să fii fresh, nu? Da. Da, o să vedem mâine cum v-a simțit bine? Da. A fost super, doar că acum abia stau cu ochii deschiși. Mamă, faceți curioși, cine știe ce s-a fi întâmplat acolo? A fost cu adrenalină, cu... Adrenalină frumos, somn. Da. Da, știți că mulți râvnesc la un date în afara casei, așa că nu vă plângeți. De fapt, toți râvnesc la un date în afara casei, da. Cum spunea Valentin într-o zi de vară că, aoleu, e vară, da, e vară, suntem chiar la începutul, în prima zi din iulie și fiți pe fază, căci astăzi anunțăm când or să fie nunțile, adică marea finală. Da. Pregătiți-vă! Aplaudați, ce să faceți? Mai târziu. Păstrați-vă aplauzele și pentru mai târziu, zic. Da. Da. Valentin și Ana, pentru că tot o întrebam eu, pomeneam de Ana, v-ați revăzut după cât timp? După două luni, cred că da. Două luni jumate. Și evident că te întreb pe tine, pentru că voi ați fost o cunoaștere, Bogdan. Da. E normal că o întreb pe Ana, na, că nu o întrebam pe Andreea. Hai să vedem cum a fost reîntâlnirea.